acest price to book value de 1,57 nu este justificat, neavând un return în total assets la fel de mare, AUM, assets under management, sunt două chestii total diferite și la care am văzut chiar și la canale în engleză că se face confuzie. Salutare comunității Roinvest! Cum analizăm o bancă atunci când vrem să cumpărăm acțiunile acesteia? Puțin diferit față de restul companiilor, financiarele acestora sunt puțin mai complicate, posibil mai greu de înțeles și v-aș sugera să înțelegeți mai întâi cele trei clipuri de analiză financiară postate de mine recent, iar pentru cei ce deja au făcut-o vom învăța azi cum să analizăm o bancă. Vom lua ca și în exemplu JP Morgan, una dintre cele mai mari bănci din America, vă voi explica toate aceste căsuțe, vă voi explica și analiza ce des, fiecare criteriu și cum l-am gândit în clipul de astăzi, iar în clipul următor vom face o evaluare a prețului corect pentru JP Morgan, îi voi da și un riscor dar înainte de asta va trebui să trecem prin financiarele companiei unde o să vi le explic pe fiecare în parte, la fel cum am făcut în cele trei clipuri, asta pentru a face sens toate aceste informații din partea de sus la fel pentru a face sens și informațiile din grafice. Nu voi mai merge pe Seeking Alpha de data aceasta pentru că am deja financiarele companiei aici în această pagină mai în spate, iar în față am tras doar liniile care mă interesează pe mine cel mai mult și care sunt cele mai importante, este mult mai vizual și îmi va fi mult mai ușor să vă explic. Așa arată de fapt toate companiile din baza de date Roinvest, simplificat, frumos, să ți ofere un punct de plecare cât mai ușor și cât mai organizat, pentru că, de exemplu, pentru cineva la început, degeaba îl trimit aici să se uite, sau nu aici neapărat, și pe alt site, pe Seeking Alpha sau pe orice alt site, să se uite în financiarele companiei și se va uita cam în calendar. În schimb, pe prima pagină de analiză a fiecarei companii vei găsi totul mult mai simplu și mai ușor de înțeles, atât la bănci cât și la REITs și la celelalte companii ce oferă dividend, dar și la cele care nu oferă. Și după cum am spus, în clipul de azi voi parcurge financiarele celor de la JP Morgan în baza de date și vom începe cu liniile de sus, acestea portocalii, avem total revenues împărțit în două, net interest income și non-interest income. Acestea două adunate sunt de fapt revenue before loan losses, după care avem provision for loan losses și totalul final. Net interest income aici este simplu, sunt veniturile încasate din dobânzile ce le din bani împrumutați. După cum știm, o bancă are două mari activități și anume împrumută bani, atât organizațiilor cât și omului de rând, bani la care primește dobândă, iar a doua activitate are depozite făcute la fel atât de organizații cât și de oamenii de rând bani la care de data aceasta banca plătește acestora o dobândă. Și să facem un mic exercițiu aici, să zicem JP Morgan sau poate Banca Transilvania, în cazul nostru în România, tu depui 100 de milioane în bancă, bani de care banca se folosește, îi împrumută mai departe și la care îți plătește ție dobândă, să zicem, 5 milioane. Banca apoi împrumută altcuiva 100 de milioane și primește de data asta dobândă, să zicem, 20 de milioane. 20 minus 5 egal 15 milioane net interest income, adică diferența dintre încasările rezultate din banii împrumutați de bancă și dobânda plătită de bancă la depozite. Aceasta este prima linie de sus net interest income. Dar pentru că JP Morgan, după cum vedem aici, este o bancă diversificată, mai face bani cel puțin la fel de mulți, după cum vedem aici, pe linia a doua, și din alte activități, cum ar fi research, investiții, comisioane din investiții, diverse tranzacții financiare și așa mai departe, toate acestea sunt non- interest income, după care sunt adunate și ne dă revenue before loan losses, linia de aici. Avem apoi acest PFLL care înseamnă provision for loan losses care este foarte important, este un capital pus deoparte mai pe românește, însă prin metode sistematice bazate pe calcule și estimări pentru a acoperi eventualele credite neperformante, mai ales după criza din 2008 când multe bănci, după cum știm, au fost cu un picior în groapă, în prezent acestea calculează eventuala neplata unor împrumuturi și pune bani deoparte pentru a preveni cumva aceste riscuri. Acum această sumă de bani este alocată fie în funcție de încasările băncii, în funcție de situația economică și ocazional sunt și retrași, după cum vedem JP Morgan în anul 2020 a alocat o sumă de 17 miliarde către aceste provizioane pentru creditele neperformante, după care în anul 2021 au retras aproximativ 9 miliarde. Iar în prezent au revenit la 6 miliarde, care este cumva să zicem în linie cu ce aveam înainte de 2020, 5, 5, Aceștia au alocat o sumă mai mare de 17 miliarde în 2020 din cauza riscurilor apărute datorită pandemiei de COVID, riscuri pe care nimeni nu le-a putut anticipa. Ideea foarte importantă aici este că acest provizion afectează net în profitul net, după cum vedem, atunci când banca a trimis 17 miliarde către provizioane, deci o sumă destul de mare, profitul net a fost undeva la 27 de miliarde față de 30 și ceva înainte, după care în 2021 au retras 9 miliarde, iar profitul net aproape că s-a dublat undeva la 46 de miliarde. Același lucru s-a întâmplat și în IPS, avem un IPS în perioada de dinainte de COVID undeva la 90 dolari, a scăzut la 8 în 2020, după care a crescut la 15, recent a revenit undeva la 12. De aceea avem și aceste curbe aici pe grafic, tocmai în mare parte din cauza acestor provizioane și din cauza aceasta probabil dacă ați citit și dacă v-ați interesat despre analiza băncilor știți și voi că există cel puțin un alt metric mult mai important decât ne tincăm la bănci și vom ajunge acolo imediat dar cu siguranță este un indicator de luat în calcul acest PFLL se spune că este cumva și un indicator care poate preveni o criză atunci când băncile alocă o sumă mai mare către provision for loan losses Asta s-a cam întâmplat și în Q4 2022, dacă mergem pe Seeking Alpha, Income Statement și ne uităm la JP Morgan pe Quarterly, vedem aici mai jos Provision for Loan Losses, undeva în jur de 1 miliard, 1 miliard și jumătate în primele 3 quarter din 2022, după care în ultimul quarter aceștia au alocat 2,2 miliarde, deci cu aproximativ... 30% mai mult și asta nu s-a întâmplat doar la JP Morgan, ci și la celelalte bănci mari. Dacă ați citit știrile în ziua în care au raportat băncile săptămâna trecută, probabil ați văzut că se anunța așa, într-un fel, din nou o mare scădere, tocmai din cauza că băncile au alocat o sumă mai mare în ultimul quarter către aceste provizioane. Și dacă ne întoarcem înapoi în fișier și facem ca o sumarizare aici, la o bancă diversificată avem net interest income, non interest income, adunate ne dau reveniu înainte de provizioane, din care scădem provizioane și ne dă ultima linie, veniturile totale. După care avem operating expenses, costurile operaționale ca la orice companie și care dacă nu știți ce sunt am explicat toate aceste linii și toți acești termeni în clipurile de analiză financiară recente, vă recomand să le vedeți, după cum spuneam, ar trebui să le înțelegeți pe acelea mai întâi și apoi să încercați să le înțelegeți pe cele ale unei bănci. Avem apoi EBT, Earnings Before Taxes, care este relevant pentru bănci. Aici EBIT sau EBITDA nu sunt la fel de relevanți ca la companiile normale, deoarece o bancă, după cum am văzut, depinde foarte mult de acel I din EBITDA, adică interest sau dobânzi, deci mai corect este să ne uităm la EBT, earnings before taxes. După care avem net income, profitul net și normalized net income, acest profit net normalizat, ajustat la diferite costuri sau încasări sezoniere, ciclice sau one time off care nu sunt recurente, acele tranzacții temporare să zicem. După care avem diluted shares, după cum știți eu folosesc întotdeauna acțiunile diluate, din nou v-am explicat în acele clipuri de ce, avem apoi EPS, la fel diluat, dividend, revenue per share și EPS normalizat. Iar cele două linii cu albastru sunt payout-ul la dividendul pe care îl oferă banca din profitul net și din profitul net din nou normalizat. Puțin mai jos, cele trei linii galbene, avem marja netă, marja earnings before taxes și marja netă normalizată. Și cam asta este prima secțiune de la bănci. Trecem acum în a doua secțiune, care este cel puțin la fel de importantă. Avem total assets. Aici este un termen important la băncile diversificate, dar și la companiile de investment, la manager de fonduri, cum ar fi, să zicem, BlackRock sau Tiro Price, acel AUM, Assets under management sunt două chestii total diferite și la care am văzut chiar și la canale în engleză că se face confuzie. Total assets sunt activele deținute de companie. Assets under management nu sunt active deținute de companie sau de bancă și nu sunt incluse aici în balance sheet. Sunt bani care nu aparțin companiei ci investitorilor, dar manageriați de companie, JP Morgan poate folosi acei bani din... Assets Under Management pentru a genera profit pentru investitori, din care apoi își va trage o parte. Repet, acestea nu sunt incluse în balance sheet, însă o să le găsiți în rapoartele lor, acolo unde toate băncile oferă informații despre capitalul Under Management. Și avem aici două linii, Total Investment și Net Loans, care sunt parte din totalul aseturilor. Practic, JPM are aproximativ 1,6 trilioane în total investments, în investiții, au 1,1 trilioane în împrumuturi, considerate aseturi pentru că generează bani din dobânda primită la acele împrumuturi și au 3,6 trilioane în total, diferența vedem că 1,6 și 1,1 dau cam 2,7, totalul este 3,6, deci diferența de aproape 1 trilion fiind în proprietăți, echipamente și altele adică acel property plant and equipment pe care îl găsim și la alte companii. După care, la fel și la liabilities, avem totalul aici, total liabilities, din care 2,3 trilioane sunt în depozite, depozitele bancare sunt considerate pasive pentru bănci, sunt considerate liabilities, deoarece acestea trebuie să plătească dobândă celor ce depozitează bani. Și avem 2,3 trilioane în depozite și 3,3 trilioane, total liabilities. Iar aceste două linii, net loans și total deposits, ne ajută să calculăm linia aceasta de aici, LDR, loan to deposit ratio, diferența dintre împrumuturi și depozite, un metri pe care l-am inclus și în calculul scorului de risc, o să vă arăt în clipul următor și un metri care Normal, ideal să zicem ar trebui să fie undeva între 80 și 90%, după cum vedem la JP Morgan a fost constant undeva la 50%, 60% recent în ultimii 4 ani a coborât sub 50% undeva între 45 și 47%. Acum părerile sunt împărțite și la acest indicator, în nenumărate surse o să găsiți acest ideal între 80 și 90%, este practic același concept pe care vi l-am explicat la companiile Rit cu indicatorul net debt to EBITDA între 4 și 6. Dacă e mai mare de 6, compania ar putea întâmpina dificultăți având un nivel de îndatorare mult prea mare. Cu cât e mai mic, cu atât mai bine, însă dacă e sub 4, atunci acel rit nu se folosește eficient de datorii pentru a se finanța și astfel pierde din potențial. Același lucru se întâmplă și la bănci cu acest LDR, peste 100% e un semnal mare de alarmă, înseamnă că pentru fiecare dolar depozitat în bancă banca împrumută peste un dolar și evident ar putea întâmpina probleme de lichiditate că de fapt asta măsoară indicatorul acesta, lichiditatea cu cât mai mic, cu atât mai bine, dar nici prea mic nu e bine pentru că banca în teorie nu generează atât profit net cât ar avea potențial, dacă ar avea puțin mai multe împrumuturi, loan aici pe linia aceasta, ar genera implicit mai mulți bani pentru că ar primi mai multă dobândă, după cum vedem JP Morgan are 2,3 trilioane în depozite și 1,1 trilioane în net loans, în împrumuturi, probabil dacă depozitele să zicem ar rămâne la același nivel, împrumuturile să zicem că s-ar putea duce ce lejer măcar către 1,5 trilioane. Avem apoi total equity, care e diferența dintre totalul asseturilor și totalul liabilities. Dacă scădem din această linie aceasta, ne dă total equity. Se aplică aceeași regulă ca și la celelalte companii, după care avem total common equity sau book value. Acesta fiind acel metric mai important de care v-am spus la început, important din mai multe motive. Primul ar fi acela explicat mai devreme și anume că prețul raportat la earnings poate fi înșelător uneori, în general, dar mai ales la bănci, pentru că poate fi influențat de mai mulți factori, apoi dacă la companiile normale ne îndreptăm atenția dinspre earnings către free cash flow, la bănci la fel ne îndreptăm atenția de la earnings, însă de data asta spre balance sheet implicit book value, care reprezintă diferența între asset și liabilities, iar asta ar fi al doilea motiv pentru care e important și anume că ne arată sănătatea financiară al unei bănci, mai ales că, după cum am văzut, în liabilities intră și depozitele, iar în assets intră și împrumuturile. La fel de important e să ne uităm și mai jos la tangible book value, care elimină activele intangibile, din nou explicate de mine în seria de 3 clipuri de analiză financiară, apoi avem book value per share și tangible book value per share evident totalul împărțit la shares outstanding. Împărțind apoi profitul net la totalul de active, ne dă ROA, return on assets sau return on total assets, cum am scris eu aici, și ROCE, return on common equity, din nou și acestea sunt importante, mai ales că aici există cumva așa o lege nescrisă, adusă în vedere și de buffet și anume o bancă cu un return on assets peste 1%, s-ar putea tranzacționa în același timp și ușor peste un price to book value de 1 și o să vă dau aici exemple în următoarele clipuri, clipuri când vom analiza anumite bănci. Și ultimele două linii, efficiency ratio, care este raportul dintre costurile operaționale și totalul de încasări, adică această linie de aici operating expenses împărțit la total revenue, ne arată eficiența companiei care este raportul din costuri, dintre costurile operaționale și totalul de încasări. Este important de urmărit dacă crește înseamnă că încasările nu cresc la fel de repede cum cresc costurile, dacă scade înseamnă că respectiva bancă devine, devine tot mai eficientă, după cum vedem în ultimii 10 ani. Acest metric la JP Morgan s-a învârtit destul de constant în jurul valorii de 60%. Și ultima linie, loan to assets. Aceasta ne ajută să urmărim cât de mult se bazează o bancă pe împrumuturi, pe linia de aici, net loans. La JPM, un loans-to-assets ratio de 30% cât avem în prezent. Este foarte ok. Și cam astea sunt financiarele unei bănci. Mergem acum mai sus. Tot ce v-am explicat am expus aici pe grafice. Avem dividend coverage cât de bine este dividendul acoperit. Dacă ne uităm la EPS diluat și EPS normalizat, linia verde și linia portocalie, linia galbenă reprezintă dividendul. Avem payout history, vedem că la JPM payout-ul a fost constant sub valoarea de 40%. Avem apoi acest grafic foarte important cu equity unde avem book value per share și tangible book value per share, coloanele verzi și portocalii. Evident, vom vrea întotdeauna să vedem aceste cifre în creștere, cum se întâmplă de fapt la JP Morgan. Avem apoi pe acest grafic coloanele gri care sunt încasările companiei în creștere marja netă normalizată cu portocaliu, marja netă cu verde și marja EBT cu galben și acestea ușor în creștere, din nou lucru bun. Graficul cu eficiență unde avem return on common equity și return on total assets, vom vrea să le vedem și pe acestea în creștere și efficiency ratio să fie ori în scădere, ori măcar în linie, să nu fie în creștere. LDR unde avem totalul depozitelor și totalul împrumuturilor, dividend yield-ul în ultimii 5 ani, linia albastră față de media linia portocalie. Vedem că în acest moment JPM are un dividend deal de aproape 3% care este și media ultimilor 5 ani. Suntem pe linie. JPM vedem că are un PIR ratio de 11 în acest moment media fiind tot la 11 deci cumva se află pe aceeași linie. Ușor peste, dar foarte puțin. Din punct de vedere price to sales avem verde aici se află puțin mai jos față de medie. Vedem o constanță incredibilă pe aceste căsuțe, avem un net income la 35 de miliarde medie în ultimii 5 ani, 37 de miliarde în ultimele 12 luni, foarte bine, payout ratio, eficiența unde avem return în common equity, return în total assets, atât în ultimul an cât și în media, cât și în media ultimilor 5 ani, apoi pe analiza CEDES, nu este foarte diferită de celelalte companii, însă sunt câteva criterii noi, specifice unei bănci, avem creșteri în revenue, în EPS, în book value per share și în tangible book value per share și o îmbunătățire în marja de profit net, vedem că JP Morgan bifează cu succes toate aceste 5 puncte de la creșteri, avem apoi secțiunea de evaluare cu 3 puncte, price turnings să fie sub 10, price to book value să fie sub 1 și price to sales sub 3. Avem un return on total assets de 1,03-1,1 în ultimii 5 ani, în medie. Deci, la prima vedere, am putea spune că acest price to book value de 1,57 este foarte mare și nu este justificat, neavând un return on total assets la fel de mare. Avem apoi secțiunea datorii, un debt to equity sub 2, ne, afl ne aflăm la 207, nu bifează, dar nu este nici departe, un debt to cash să fie mai mic de 60%, este la 37 aici e foarte bine, din punct de vedere al dividendului, voi vrea să văd la bănci un payout din profitul net de sub 50%, la JPM ne aflăm în acest moment undeva la 30 și ceva, din punct de vedere al eficienței vreau să văd un return on total assets peste 1, return on common equity peste 10% și un efficiency ratio mai jos de 60% și evident vrem să vedem buyback și nu dilution. Cam așa ar trebui să vă uitați pe financiarele unei bănci dacă vreți să cumpărați acțiuni la vreuna din ele. Nu uitați, în următorul clip vom continua în acest fișier și anume vom calcula valoarea intrinsecă pentru JP Morgan folosind șase metode de evaluare plus un grafic nou pe care abia aștept să vi-l prezint, extrem extrem de util și de asemenea folosind această primă pagină de analiză prezentată azi, vă voi arăta și cum dau scorul de risc pentru bănci, iar dacă ai întrebări legate de clipul de azi, nu ezita să folosești secțiunea de comentarii. Dacă ai sugestii la fel, eu voi ține cont de toate, iar dacă te-a ajutat clipul de azi, nu pleca fără să lași un like, subscribe, clopoțel activat. Astfel o să fii notificat când voi posta următorul clip de analiză pentru JP Morgan. O să ai undeva pe ei și celelalte trei clipuri de analiză financiară a celor 3 statement-uri, dacă nu le-ai văzut încă, iar până data viitoare, eu am fost Claudiu, vă salut, la revedere!